Să luăm Cartea Sfântă și să ne punem mintea la îndemâna Domnului și să lăsăm Scripturile să ne cerceteze. Astăzi vom continua să ne întrebăm dacă suntem virtuoși sau vicioși. Întrebându-ne dacă suntem harnici sau leneși. Dumnezeu Creatorul a înzestrat pe om cu capacitatea de a munci. Porunca muncii s-a dat în Eden. După căderea în păcat și expulzarea din grădina fericirii, condițiile de muncă au devenit mai dificile. Am putea spune că munca a fost suplimentată. Așa după cum citim în Genesa capitolul 3, versetul 17, partea a doua și în continuare, cu multă trudă să scoți hrana din pământ în toate zilele vieții tale. Versetul 19, în sudoarea feții tale să-ți mănânci pâinea, până te vei întoarce în pământ. Învățătura Scripturii cu privire la muncă este foarte clară, așa după cum spunea Apostolul Pavel în 2 Tesaloniceni, capitolul 3, versetul 10, pentru că întotdeauna au fost oameni harnici și oameni leneși. Iată cuvintele Apostolului, căci când eram la voi, vă spuneam lămurit, cine nu vrea să lucreze, nici să nu mănânce. Ce ar putea fi mai clar și mai categoric decât aceasta? Trebuie să înțelegem că a fi harnic sau respectiv a fi leneș este mai întâi un concept și apoi un fapt fizic. Pentru că toate lucrurile se derulează mai întâi în mintea omului. Deși suntem îndemnați să muncim datorită nevoii noastre umane, cum zice în Proverbe 16 cu 26, cine muncește, pentru el muncește, căci foamea lui îl îndeamnă la lucru. Totuși, rămânem tot în Proverbe, scrie în 26 cu 13, leneșul zice afară este un leu, pe ulițe este un leu. Adică mai întâi crede el că nu-i de ieșit din casă. Și scrie în versetul 16, el crede că gândește bine. Leneșul se crede mai înțelept decât 7 oameni care răspund cu judecat. Deci, să ne dăm seama că totul pleacă de la felul în care ne raportăm la muncă. De aceea cred că este binevenită și o astfel de lecție pentru a ne revalorifica energiile cu care Dumnezeu ne-a înzestrat și pentru a ne cerceta în mod sincer dacă suntem cu adevărat harnici sau vreo vrajă a lenei pune uneori stăpânire pe noi. De aceea vom încerca să aprofundăm cele două domenii, hărnicia și respectiv lenevirea, pentru a ști exact ce înseamnă a fi harnic și respectiv a fi leneș. În primul rând, a fi harnic înseamnă a fi conștient că munca fizică este o binecuvântare care aduce câștig material, financiar, dar și spiritual pentru cel ce muncește și pentru cei din jurul lui. Deci munca nu-i blestem, e binecuvântare, pentru că mai întâi a fost rostită în Eden. A fost suplimentată prin blestem, dar pentru noi ca și credincioși, Dumnezeu poate face să fie numai binecuvântare. În cartea Proverbele, din care o citim mai multe versete în această seară, scrie 12 cu 27, leneșul nu-și frige vânatul, dar comoara de preț a unui om este munca. Deci cine vrea să muncească, prin aceasta are o comoară, adică va câștiga.
13:4. Leneșul dorește mult și totuși n-are nimic, dar cei harnici se satură. Deci iată un câștig, un folos. Tot Proverbe 19:15. Lenea te cufundă într-un somn adânc și sufletul molatic suferă de foame. Deci nu trupul este întâi molatic, ci sufletul. Iar rezultatele sunt pe măsură. Citim tot din cuvintele lui Solomon, Cartea Eclesiastul, capitolul 10, versetul 18. Când mâinile sunt leneșe, se lasă grinda și când se lenevesc mâinile, plouă în casă. Deci, munca te poate face să ai o casă bună, lenea și dacă o ai, cum toate lucrurile se strică în timp, te face să pierzi. Și mai adaug din cuvintele Domnului Iisus, Luca capitolul 16, versetul 9, spuneam că munca poate să aibă și un folos spiritual. Domnul a enunțat aici un principiu și eu vă zic, faceți-vă prieteni cu ajutorul bogățiilor nedrepte, pentru că atunci când veți muri, să vă primească în corturile veșnice. Și la acest principiu am putea adăuga și cuvintele Domnului din Matei 25, referitoare la ziua aceea. Știți cum Domnul pe unii va chema la sine, să-i pună la dreapta, pe alții îi va îndepărta. Și în toate acestea avem de a face și cu rezultatele muncii. Scrie în Matei 25, de la versetul 35, am fost flămând și mi-ați dat de mâncat, asta a însemnat muncă, mi-a fost sete și mi-ați dat de băut, de asemenea, am fost străin și m-ați primit, am fost gol și m-ați îmbrăcat, am fost bolnav și ați venit să mă vedeți, am fost în temniță și ați venit pe la mine. Leneșul, în cel mai bun caz, poate să facă numai o vizită, dar poate că nici aceea nu o face. Pe când harnicul va găsi suficiente activități prin care să se dăruiască celor din jur și se va alege cu un câștig nu doar material, ci și spiritual. Un al doilea principiu, nu-i suficient în a fi harnic să muncești. Trebuie să fie luate lucrurile cu rost, să fie o muncă înțeleaptă. Am citit despre un băiat care muncea într-o fabrică unde se cutremura clădire, probabil datorită unor mașinării ce operau acolo, și a venit ideea să-și pună un cauciuc la picioare. După câteva zile, l-a furat un coleg. Atunci a venit o altă idee și și-a bătut cauciucul pe talpa încălțămintelor. Și apoi de aici, el a fost primul fabricant de încălțăminte cu talpă de cauciuc. Omul a gândit. Pentru că multe invenții de-a lungul istoriei au fost realizate de oameni care le-a plăcut să muncească. Nu cred că acele invenții au fost realizări ale leneșului să-și simplifice munca. Că leneșului nu-i place să muncească. Iată ce citim tot în Proverbe despre o muncă mai întâi cu mintea și apoi cu mâinile. Proverbe capitolul 3 ne vorbește despre Dumnezeu și creația cosmică, versetele 19 și 20. Prin înțelepciune a întemeiat Domnul pământul și prin pricepere a întărit el cerurile. Prin știința lui s-au deschis adâncurile și strecoară norii roa. Rămânem tot în cartea Proverbelor pentru a citi și despre noi și felul în care trebuie să gândim și să muncim cu cap, cum se spune, 10:4. Cine lucrează cu o mână leneșe sărăcește, dar mâna celor harnici îmbogățește. Tot de aici versetul 26.
cum este oțetul pentru dinți și fumul pentru ochi, nedorite, neplăcute, așa este leneșul pentru cel ce îl trimite. Adică nu se poate folosi de el. Te angajezi să faci ceva cu niște leneși, te potignești și nu vei avea succes, nu vei finaliza lucrarea. Proverbe 13 cu 11. Bogăția câștigată fără trudă scade. Deci, a fi înțelept, dar nu fără a munci. Dar ce se strânge încetul cu încetul, crește. Deci, așa este normal să gândim munca. Tot Proverbe 15 cu 19. Drumul leneșului este ca un hățiș de spin, adică nu poate să o scoată la capăt. Se împotmolește. Dar cărarea celor fără prihană este netezită. Aș putea spune chiar în planul muncii. Tot Proverbe 21 cu 5. Aici avem un verset mai concret pe ideea anunțată. Planurile omului harnic nu duc decât la belșug. Deci numai cel harnic face proiecte. Și munca pe baza unui proiect, o muncă organizată, este cea mai câștigată. Dar cel ce lucrează cu grabă, cum avem noi și proverbul, graba strică treaba, nu ajunge decât la lipsă. Și încă un verset din Proverbe, 28 cu 19. Cine își lucrează câmpul are belșug de pâine, dar cine aleargă după lucruri de nimic, are belșug de sărăcie. Eu am numit altădată belșugul de sărăcie datorii. A nu avea bani, dar a nu avea datorii, a nu avea bani, dar fără datorii este doar sărăcie. Însă avea mari datorii este belșug de sărăcie. De acolo greu vei ieși. Tot aici aș vrea să adaug că Dumnezeu vrea să fim harnici nu doar în plan material, ci și în plan spiritual. Ceea ce este ca și sănătatea pentru a munci și mintea pentru a simplifica munca, un dar divin, o chemare, care trebuie valorificată potrivit proiectelor divine, nu părerilor noastre. La fel este și în lucrarea Domnului. Nu e suficient să faci orice și oricum. Trebuie să gândim înainte de a munci. Un verset interesant mi se pare cel din Numeri capitolul 16, atunci când Core, Datan și Abiram și cei ce li s-au asociat au vrut să spună cu alte cuvinte lui Moise că prea face multă treabă și trebuie să-i lase și pe ei să facă. Și Moise le spune, nu vei să destulc ce v-a fost dat să faceți? Iată versetul 28. Moise a zis, iată cum veți cunoaște că Domnul m-a trimis să fac aceste lucruri și că nu lucrez din capul meu. Este foarte important, aș putea spune, munca spirituală să fie luată mai cu cap decât munca fizică. Știți, și Domnul a spus pilda polilor, pilda talanților, potrivit cărora Dumnezeu, în cazul acelea stăpânul, a împărțit la fiecare ceva să fac. Unii și-au înțeles chemarea, și-au lucrat potrivit cu măsura investiției, altul, în fiecare din acele cazuri, nu a înțeles. Așadar, să ne ajute Bunul Dumnezeu să ne ținem de treabă. Potrivit cu ceea ce ne-a dat Dumnezeu, nu ni se cere mai mult. Așa spune și Apostolul Pavel, 1 Corinteni, capitolul 15, versetul 10, vorbind despre el și ceilalți apostoli, cu asta nu s-a situat deasupra celorlalți, dimpotrivă a socotit că totul e har, zice el aici, prin harul lui Dumnezeu sunt ce sunt și harul lui față de mine n-a fost zadarnic, ba încă am lucrat mai mult decât toți și știa unde să lucreze, nu se băga în câmpul de lucru altuia, a luat lucru cu înțelepciune. Totuși nu eu, ci harul lui Dumnezeu care este în mine. Și la acestea aș mai face o precizare, a fi harnic doar în cele de jos. Chiar cu cap, să aduni o avere, să muncești cu multă inteligență. Dar a nu fi harnic în cele de sus nu este un câștig, ci dimpotrivă o mare deșertăciune, care se lasă în final cu durere, cu lipsă de entuziasm. Asta citim din Eclesiastul capitolul 2, cuvintele lui Solomon, care a investit mult în plan pământesc. A făcut și templul Domnului, nimic de spus, dar se pare că apoi nu a mai insistat în cele sfinte, ci s-a dedicat
mai mult celor pământești. Eclesiastul 2:20. Și am ajuns până acolo că m-a apucat o mare desnădejde de toată munca pe care o făcuse în subsoare. Căci este câte un om care a muncit cu înțelepciune, noi despre asta vorbim, cu pricepere și cu izbândă și lasă rodul muncii lui unui om care nu s-a ostenit deloc cu ea și aceasta este o deșertăciune și un mare rău. Căci, drept vorbind, ce folos are omul în toată munca lui și din toată străduința inimii lui cu care se trudește sub soare? Dacă nu avem ceva adunat și mai sus de soare, numai cei de sub de soare, într-o zi ajunge pe umbră, se pierde și ne va părea rău. Este ca în discuția aceea dintre un bogat și un sărac. Bogatul îi zice, mă mir cum te poți mulțumi cu așa puține. Săracul spune, asta e averea mea, de altfel nici nu știu cum ar fi să fii cu mai multe, că și tata a fost tot cam la același nivel economic. Și săracul îi spune, dar să știi că și eu m-am gândit la tine zilele astea. Am văzut că nu vii la biserică niciodată, că nu te lasă treaba și m-am gândit cum te poți mulțumi numai cu cele de jos, fără cele de sus. Așadar, să ne dea Domnul pricepere în cele sfinte, dar și în cele pământești. O a treia idee aici, a fi harnic înseamnă a munci doar într-un orar de muncă, după modelul furnicii, fără să te pună nimeni, chiar fără să te controleze, dar să știi când trebuie să muncești și când trebuie să te oprești. Dumnezeu a lăsat timp pentru muncă, dar și timp pentru activități sfinte și, de ce nu, și timp pentru odihnă. Toate trebuie să-și aibă locul lor. A fi harnic nu înseamnă a exploata viața, ci doar a-ți folosi orarul rânduit de Dumnezeu pentru aceasta. Așa cum scrie în Psalmul 104. Vă citesc versetul 23. Dar omul iese la lucrul său și la munca lui până seara. Atât ajunge omul. Proverbe capitolul 6, aminteam de furnică. Are și ea sezon, știe când e de muncit. Citim de la versetul 6. Du-te la furnică, leneșule, uite-te, o băgar de seamă la căile ei și înțelepțește-te. Ea n-a nici căpetene, nici privighetor, nici stăpân, totuși își pregătește hrana vara și strânge de la mâncării în timpul secerișului. În aceeași idee, întoarcem pagina la 10:5, cine strânge vara este un om chipzuit, dar cine doarme în timpul seceratului este un om care face rușine. Și tot, Proverbe, capitolul 20, versetul 4, cu referire la sezon, toamna leneșul nu ară. La secerat ar vrea să strângă roade, dar nu este nimic. Și un ultim verset de aici, 24:27, asta ar avea de-a face și cu orarul și cu înțelepciunea de care vorbeam înainte. Vezi întâi de treburi afară, îngrijește de lucrul câmpului, apoi apucă-te să zidești casa. Casa poate fi construită și vara și iarna, semănatul și are însă vremea lui. Dacă e ceva de pus toamna sau respectiv numai primăvara, cel puțin în clima noastră nu poți să faci excepție, să semeni când vrei și cum îți place. Aici vreau să amintesc și câteva versete din cartea Exodul pentru a ne feri de ceea ce mai spunem noi într-un mod figurativ când avem de a face cu o muncă excesivă, amintindu-ne de faraon. Chiar a rămas în popor expresia asta. Când cineva mergea lucru, trebuia unde mergi? La faraon. Ei, nu intru totul faraon de vină, faraonul de vină numai în ceea ce este peste limitele normalului. Exod 1:11. Și-au pus peste ei sprăvnicei ca să-i asuprească prin munci grele. Astfel a zis el cetățile Pitom și Ramses ca să slujească de hambare lui faraon. Versetul 14. Le-a făcut viața amară prin lucrări de lut și cărămiți și prin tot felul de lucrări de pe câmp și în toate muncile acestea pe care se leau să le facă, erau fără niciun pic de milă. Să ne gândim în istorie la lagărele de muncă.
prin ce greutăți au trecut chiar frații, surorile noastre și, în general, mulți oameni, datorită acestor faraoni care au avut dorințe grandioase. Și în țara noastră, știți, Casa Poporului, Canalul, obiective faraonice, am putea spune. În capitolul 5, ca și o răzbunare pe dorința poporului de a merge să se închine Domnului, să slujească, le-a zis faraon, vă citesc pe scurt versetul 17, sunteți niște leneși și niște trântori. Nu era adevărat. De aceea ziceți, haideți să aducem jertfe Domnului. Acum duceți-vă îndată la să lucrați. Nu vi se vor mai da paie și veți face același număr de cărămizi. Deci să muncim în orar, dar nu peste. O spune Pavel în Corinteni 7, dacă ești rob, n-ai ce face, dar dacă te poți elibera, pentru că sunt și vremea noastră oameni care vor să tragă, de exemplu, cu șoferii, până când schimbă, știu eu, diagrame, șoferi, sau chiar unii patroni și din nefericire unii chiar ei, nu înțeleg pentru ei să își aibă limite, crezând poate că asta ar însemna o hărnicie mai mare. Nu. Hărnicie, cum am spus, înseamnă să fii conștient că munca este o binecuvântare și Dumnezeu nu binecuvintează lenea niciodată, ci numai munca. Hărnicie este să știi cum să iei lucrurile încât să poți să finalizezi, să îți simplifici munca. Și de asemenea, spuneam în al treilea rând, hărnicie este să muncești cu limite, fără să faci un exces de zel, ceea ce nu aduce binecuvântare. Aici trebuie să fim atenți pe ambele părți, să păstrăm echilibru. A munci în plus nu-i sănătos, a nu munci e și nesănătos și păcătos, că de altfel și a munci în plus este păcătos. Să mă adaugăm două versete din Proverbe 26 pentru a nu devia în nicio extremă. 14 și 15, afirmând că atunci când recomandăm munca să aibă limite și să fie timp pentru activități sfinte, cu aceasta nu încurajăm lenea sub nicio formă. Lenea este evidențiată aici. Cum se învârtește ușa pe țâțânile ei, așa se învârtește leneșul în patul lui. Nu face nimic, doar și pe o parte pe alta. Leneșul își vâră mâna în blid și vine greu să o ducă iarăși la gură. Are tur, dar nu funcționează returul. Oameni care încep și nu termină, nu îi sprăvesc. Afirmeam adineaur că Dumnezeu ne vrea harni și în lucrurile sfinte și părerea mea este că cei ce n-au pasiune să muncească fizic, n-au pasiune nici pentru cele sfinte. Dumnezeu pe toți oamenii care i-a chemat în slujire, nu i-a chemat din stări de lene. Chiar dacă i-a vorbit la frunul noaptea, i-a vorbit după ce muncise ziua. Dar amintiți-vă, un Pavel a fost activ în felul lui, Elisei a fost luat de Domnul de la muncă, băiatul Samuel era foarte activ dimineața, chiar după descoperire, s-a pus imediat și a reluat activitățile. Un Iosif în casa lui Potifar, oriunde îl punea, făcea treabă. Deci, e de așteptat ca un om activ în limitele lăsate de Dumnezeu, în plan fizic, să fie activ și binevenit și în lucrarea sfântă. Și un ultim aspect, înainte de a trece la exemple, păcatul lenevirii este agravat atunci când asuprește pe alții, cum am dat cazurile lui Faraon, este agravat și prin cerșit și asocierea cu alte pofte păcătoase, pentru că leneșul nu muncește, dar de dorit își dorește. Și aici apar problemele. Oamenii când stau sunt mai predispuși la păcat decât atunci când lucrează. Părerea mea că Dumnezeu a amplificat munca după căderea în păcat tocmai pentru a reduce pasiunea omului pentru păcat, pentru a-i consuma parte din energie prin muncă, pentru a nu fi consumate prin diferite forme de păcătuire. Rămânem în cartea Proverbele și citim din 18 cu 9.
Acesta e un cuvânt greu. Cine se lenevește în lucrul lui, este frate cu cel ce nimicește. Cum înțelegeți acest verset? Leneșul este pus de aceeași parte cu nimicitorul. Da, pentru că prin lene se distruge. Și cum spuneam, lenea este o predispoziție permanentă la păcat. Tot Proverbe 20:13, nu iubi somnul că își vei ajunge sărac și apoi ispita cerșirii, deschide ochii și te vei sătura de pâine. Și 21:25, aici e versetul mai profund, poftele leneșului îl omoară. Deci iată că leneșul suferă de pofte, pentru că nu vrea să lucreze cu mâinile. Dacă are poftă de muncă, apoi și pofta de mâncare e bună și sunt retezate alte pofte păcătoase. Altfel, totul deviază înspre rău. Exemplific aceasta și din cartea prorocului Amos, capitolul 4, versetul 1, unde stă scris: ascultați cuvântul acesta, juncane din Basan, de pe muntele Samarie, voi care asupriți pe cei sărmani, zdrobiți pe cei lipsiți și ziceți bărbaților voștri, dați-ne să bem. Nu cred că femeile astea erau harnice, dimpotrivă. Sunt și alte versete în Profeți care arată că aceste femei doar pofteau, dar nu munceau. De altfel, nu există bețiv harnic. Citim și în 6:4, ei se culcă pe paturi de fildeș, stau întinși alene pe așternuturile lor, mănâncă miei din turmă și viței puși la îngrășat. Și versetele următoare scrie că ce le place doar să asculte muzică. Așadar, să ne păzească Domnul de astfel de lucruri păcătoase. În Noul Testament, Apostolul Pavel scria 1 Timotei 5 pentru viața de familie, pentru că în familie e muncă. Dacă cei ce se căsătoresc nu înțeleg că trebuie să muncească și nu reușesc să le împletească muncă, adunare, somn, să se controleze, să se mulțumească cu ce au, de aici se nasc multe probleme. Știți, lăcomia de avere, de bani, este rădăcina tuturor relelor, lenevirea, cum vă spuneam, este și ea un teren minat. De aceea sfatul Apostolului 1 Timotei 5, versetul 13, scrie despre unele femei care se deprind să umble fără nici o treabă. Ciudat, o femeie să n-aibă treabă. Un bărbat mai poate zice că nu și-o găsit de lucru, că iarna a închis șantierul, că la o fabrică nu s-au făcut angajări, dar o femeie, dat fi munca de casă, nu se poate să spună că n-are treabă. Dacă nu se șteargă praful, că s-a tot se depune zilnic. Dar care n-are treabă, e 100% leneș. Și iată că nu-i doar leneșe, el e îmbută, e scoditoare și vorbește și nu trebuie vorbit. Deci lenea se cumulează cu multe alte păcate. Și a fi inactiv fizic este o vinovăție înaintea Dumnezeu, iar a fi inactiv spiritual este o vinovăție mai mare, pentru că suntem responsabili în fața lui Dumnezeu care ne-a pus pe pământ ca să muncim și ne-a angajat și în lucrarea sfântă, suntem responsabili și față de familie, de aceea să ne cercetăm. Vă citesc în privința asta și un cuvânt din Isaia 56, unde sunt condamnați leneșii. Versetul 10. Aici cred că are de-a face cu o lene în plan spiritual, dar comparația e valabilă pentru ambele domenii. 5:6-10, toți păzitorii lui sunt niște orbi, fără pricepere, toți sunt niște câini muți care nu pot să latre, aiurează, stau tolăniți, le place să doarmă. Totuși sunt niște câini lacom care nu se mai satură, sunt niște păstori care nu pot pricepe nimic, toți își văd de calea lor, fiecare umblă pe folosul lui fără abatere. Veniți, zic ei, am să caut vin și să ne îmbătăm cu băuturi tari. Mâine vom face tot caz, ba încă și mai rău. Stări vinovate. De aceea să înțelegem că avem responsabilități față de Domnul și față de cei din jurul nostru și să ne achităm de ele. Ești dator să muncești pentru casa ta și pentru lucrarea sfântă. Cum zice Pavel, adaug și 1 Corinteni 9, el a fost unul care, așa cum am citit înainte, a alergat mult și socotea că e dator să o fac. 1 Corinteni 9:16-17. Dacă vestesc că Evanghelia nu este pentru mine o pricină de laudă,
că își trebuie să o vestesc și vai de mine dacă nu vestesc Evanghelia. Dacă fac lucrul acesta de bună voie, am răsplată, chiar dacă îl fac de silă, este o isprăvnicie care mi-a fost încredințată. Deci noi suntem datori să ne facem treaba. Iată și câteva exemple. Mai întâi, cele negative. Iosua 18. Evreii ajunși în Canaan. Țara era supusă înaintea lor, dar stăteau cantonați și nu s-au grăbit să facă o împărțire administrativă și să își preia fiecare, potrivit deciziei sorțului, averea pe care apoi s-o muncească. Scrie aici în versetul 2 și 3, mai rămâneau 7 seminții ale copilului Israel care nu-și primiseră încă partea de moștenire. Iosua a zis copilului Israel, până când veți lenevi să mergeți să luați în stăpânire țara pe care v-a dat-o Domnul Dumnezeu părinților voștri? Nu era doar o pasivitate în organizare, era o pasivitate în începerea activităților. Că dacă nu-și luaseră fiecare partea, cine s-a dus să semene? Ei urmau să muncească după ce era țara împărțită. De aceea vă spuneam că e foarte important să organizăm întâi lucrurile și să ne apucăm de treabă. Dar dacă întârziem și cu organizarea și cu munca, nu rămâne cât o singură concluzie, suntem leneși. Un alt exemplu, Proverbe 24. Aici nu avem un nume, dar poate că s-a întâmplat cândva. Eu am numit aici personajul leneșul anonim, care avea o grădină nelucrată, Proverbe 24, de la versetul 30. Am trecut pe lângă ogorul unui om leneș, pentru că, să știți, omul leneș se vede în grădină și femeia leneșă se vede în casă. Și pe lângă via unui om fără minte, și era numai spini, acoperit de mărăcini și zidul de piatră era prăbușit. M-am uitat bine și cu luarea mintele și am tras învățătură din ce am văzut. Adică a vrut să întrebe, e plecat omul de acasă, s-a mutat, e bolnav, de ce nu se lucrează acolo? O grădină, parajină, un zid prăbușit, era acasă gazda. L-a auzit trăgând cu urechea, spune, să mai dor puțin, să mai ațipez puțin, să mai încrucișez mâinile puțin ca să mă odihnesc. Parcă n-ar fi destulă noaptea, puțin mai trebuie și ziua. Și sărăcia vine peste tine pe neașteptate, ca un host și lipsa, ca un om înarmat. Au fost situații uneori când au venit oameni care au ajutat o familie și au vrut să-i vadă grădina. Și când a fost întrebată gazda de cine o lucrează, a, zice, nu-i pământul așa bun. Și poate cel ce a venit să-i dea banii a muncit într-un pământ mai puțin bun. Și un ultim exemplu negativ, Luca 16, ispravnicul necredincios. Aici avem de-a face cu șmecherii și nedreptăți a celor ce nu vor să muncească. Mi-am amintit de un băiat care avea de făcut o normă lăsată de tatăl său și când pleca tata de acasă, lucra în domeniul tricotajelor, lua din depozit și le punea lângă mașina de tricotat. Până când a văzut tata că lângă mașină tot se adună, dar în depozit nu se mai adună. Așa e ispravnicul acesta, spunea el, vă citesc aici în versetul 3, ce am să fac? Să sap? Nu pot, dar de ce nu putea să sape? Poate că era bolnav. Să cerșesc, mi-e rușine? Nu cred că era bolnav. Nu era obișnuit el cu muncă. Și atunci nu i-a rămas decât să facă șmecherii. Scrie în versetul 8, stăpânul a lăudat pe ispravnicul nedrept pentru că la clase înțelepțește, dar nu l-a lăudat în sensul de a-l mai ținea angajat. N-avea nevoie de el. A zis, băi, ai fost deștept. Și cum se întâmplă în lumea noastră, câte unul e leneș, dar pare deștept. Da, dar oricine află de deșteptăciunea asta nu mai are nevoie de un asemenea angajat.
Și nici Dumnezeu nu va cinsti pe un asemenea om care face șmecherii, care umblă după loterii și învârte banii doar așa, fără să pună mâna. Să trecem la exemplele pozitive. Ne întoarcem la cartea Genesa. Iacov l-am numit familistul gospodar. În Genesa 25, versetul 27, este scris să rețină băieții. Este câte o casă fără fete. Dar aici totuși erau sluji. Însă băiatul acesta, scrie aici, era unul liniștit care stătea acasă în corturi. Asta nu înseamnă că stătea în sensul lenei. Pentru că scrie aici, în versetul 29, odată pe când fierbea Iacov o ciorbă, iată că se pricepea să facă mâncare băiatul. Și-a câștigat cu mâncarea lui ceva. Citim tot despre el în capitolul 30, a venit vremea să se căsătorească, versetul 29. Iacov i-a răspuns, știi cum ți-am slujit și cum ți-au propășit vitele cu mine? Căci puținul pe care l-avea înainte de venirea mea a crescut mult și Domnul te-a binecuvântat, ori încotro am mers eu. Acum când am să muncești pentru casa mea? Întoarcem pagina, capitolul 31. Asta pentru că mai sunt unii care cred că în România nu se poate munci, că se plătește prea puțin, dacă poți să câștigi mai mult, du-te, dar nicio activitate, oricât de mic ar fi salariul, nu te îndreptățește să stai. Vorba aceea, nu curge, picură. 31 cu versetul 38. Iată, am stat la tine 20 de ani, oile și capele nu ți s-au stârpit și n-am mâncat berbeș din turma ta. Nu ți-am lăsat acasă vite sfâșiaște de fiare, deci am fost foarte activ la pază. Eu însumi te-am despăgubit pentru ele, îmi cereai înapoi ce mi se fura ziua sau ce se fura noaptea. Ziua mă topeam de căldură, iar noaptea mă prăpădeam de frig și îmi fugea somnul de pe ochi. 20 de ani am stat în casa ta și ți-am slujit 14 ani pentru cele două fete ale tale, 6 ani pentru turma ta și de 10 ori mi-ai schimbat simbria. Dar a continuat să muncească, era căsătorit, n-avea de ales. Un alt exemplu, 2 Cronici 26, regele Uzia. Observați, vă rog, ce rege cu realizări notabile în construcții, în domeniul militar, în agricultură. Îmi place de el, 26 cu versetul 9. Ozi a zidit turnuri la Ierusalim pe poarta unghiului, pe poarta văii și pe unghi și le-a întărit. A zidit turnuri în pustie, a săpat multe fântâni pentru că avea multe turme în văi și în câmpie și plugar și vieri în munți și la Carmel. Și ascultați, căci îi plăcea lucrarea pământului. La un om harnic îi place munca, nu lucrează de silă. Versetul 15. A făcut la Ierusalim niște mașini scoate de un meșter care aveau să fie așezate pe turnuri și pe unghiuri ca să arunce săgeți și pietre mari. Faima lui s-a întins până departe căci a ajuns, fost ajutat în chip minunat până ce a ajuns foarte puternic. Deci a fost harnic material și a fost activ spiritual. Apoi mândria l-a dat peste cap pentru că nimeni nu-i sigur dacă nu veghează. Și un ultim exemplu, Proverbe 31 pentru surori, că până aici am dat ca exemple și harnici și leneși, numai bărbați. Să vedem cum arată o femeie harnică. Nu uitați, Proverbe 31 au fost cuvinte spuse de o femeie pentru băiatul ei care trebuia să fie rege, în felul cum trebuie să-și aleagă, să-și dorească o nevastă. Aici, frumusețea nu-i lăudată. Nu-i disprețuită, se spune doar ca o constatare, îi deșartă, adică îi trecătoare. Și frumusețea în sine n-aduce câștig, munca aduce mare câștig. Scrie aici de la versetul 11. Inima bărbatului se încrede în ea și nu duce lipsă de venituri. Știți că la sfârșitul unui exercițiu fiscal, contabilitatea ne spune câștig sau pierdere. Ce figurează pe venituri și respectiv pe cheltuieli. Cu astfel de femeie nu duci lipsă de venituri. Și scrie, observați, de la versetul 12. Ea face, lucrează cu cap. Lucrează la orar, are milă de sărac,
Aici avem o femeie întreprinzătoare, gospodină, harnică, darnică, înțeleaptă. E de dorit. Toți ne dorim asemenea femei și mulțumim Domnului pentru toate surorile care au asemenea calități. Încheiem conștientizând încă o dată că vine primăvara, trebuie să pornim la treabă. Și la lucrul câmpului, cine are o grădină, toți sau toate prin case și de ce nu, aici în biserică sau în lucrarea Domnului, acolo unde este nevoie. Știți, vorba fratelui Simeonu când se grăbea unii să meargă să doarmă. Deși, așa cum v-am spus, nu condamnă Domnul odihnare și orarul ei. Vorba dumnealui era, când mori ai să te saturi de somn. Să ne ajute Domnul, cum spunea însuși Domnul Iisus, cât este ziua, trebuie să lucrezi. Vine noaptea, când nimeni nu mai poate să lucreze. Așa e și cu munca fizică, îmbătrânești și încet, încet te lasă puterile, te sperii de orice înălțime, fie ea și pragul casei. Da, câtă vreme ești tânăr, este cazul, este vremea potrivită să muncim. Așadar, întorcându-mă la Proverbe, capitolul 6, afirm că lenea, mă refer în plan fizic, este o robie voluntară. De ce spun asta? Leneșii singuri se condamnă. 6:9. Până când vei sta culcat, leneșului, când te vei scula din somnul tău? Să mai dormi puțin, să mă ațipesc puțin, să mai încrucișez puțin mâinile ca să dorm. Și sărăcia vine peste tine ca un hoț și lipsa ca un om înarmat. Deci peste leneș năvălesc hoții și asupritorii. Cum? Adică nemuncind, el pierde ca și cum i-ar fi furat cineva, ca și cum i-ar fi răpit cineva. Și singur ajunge rob, nu mai are. De la ațipirea, numai câte puțin. Pe când noi putem să folosim timpul chiar și numai puțin. Și tot aceasta dovedesc din 12:24, afirmând că hărnicia este o stăpânire sigură. Nu neapărat trebuie să ajungi patron, dar omul harnic este stăpân. Pe ce? Pe ce are? Ca adunat. Dar dacă n-ai, peste ce să fii stăpân? N-ai peste ce să stăpânești. Mâna celor harnici va stăpâni, dar mâna leneșe va plăti bir. Pentru că adesea unii apelează la bănci, iau 2 lei și dau 4 înapoi. Nu plătesc bir? Ba da. Mai degrabă trebuie să aștepte, să muncească, pentru că apoi să stăpânească peste puținul sau multul care Dumnezeu îl îngăduie. Și un ultim aspect, care rezultă din cele ce am spus până aici, lenea spirituală întotdeauna se asociază cu alte păcate. Pe când hărnicia este datorie sfântă, hărnicia spirituală, care va fi răsplătită pentru eternitate. De aceea, cum spunea Pavel, 1 Corinteni 5:10-15, fiecare să ia bine seama cum clădește. Că într-o zi, atunci când Domnul va veni, se va evalua tot ce am muncit. Paharul nostru de apă, rugăciunea noastră, bănuțul nostru, cântarea noastră, atunci se va vedea. Și ni se va spune rob bun și credincios sau rob leneș și viclean. Da? Cât de harnic sau cât de leneș a fost în lucrarea sfântă, se va vedea și va rămânea o mulțumire sau o durere pentru că n-am fost activi și n-am știut să ne folosim de harurile cu care Dumnezeu ne-a înzestrat. Să ne ajute așadar bunul Dumnezeu să fim harnici în limitele normalului în cele de jos, dar cu atât mai mult harnici în cele de sus, ca să putem să fim răsplătiți în ziua aceea. Amin.